Salutare, dragilor! Bine v-am regăsit! Astăzi vom parcurge împreună lecția tetraedrul regulat. Tetraedrul regulat este piramida triunghiulară regulată ce are toate fețele triunghiuri echilaterale. Practic, în total avem patru fețe ce vor fi fiecare în parte triunghiuri echilaterale. Deoarece toate fețele sunt triunghiuri echilaterale, înseamnă că toate laturile vor fi congruente între ele. Are în total 3 laturi ale bazei și 3 muchii, asta înseamnă că în total vor fi 6 muchii. De aici ne rezultă formula suma muchilor egal cu 6 ori L. Perimetrul bazei, deoarece este un triunghi echilateral, este egal cu 3 ori L. Area bazei, L la a doua radical din 3 pe 4. Raza bazei, L radical din 3 pe 3. Apotema bazei, L radical din 3 pe 6. În cazul de față, apotema piramidei, alias apotema tetraedrului, în cazul de față, este L radical din 3 pe 2. Tetraedrul este singura figură geometrică în spațiu ce are formulă pentru apotema figurii în spațiu. Înălțimea este egală cu L radical din 3 pe 6. Area laterală, 3L la 2 radical din 3 pe 4, adică mai exact este 3 ori area unui triunghi echilateral. Area totală este egală cu L la a doua radical din 3 și volumul L la a treia radical din 2 pe 12. Iar acum, haideți să vedem împreună un exemplu. Avem ABCD tetraedru regulat, în care cunoaștem suma muchilor egal cu 24 cm. Trebuie să aflăm latura, raza bazei, apotema bazei, apotema tetraedrului, area laterală, area totală și volum. Vom începe de la ceea ce cunoaștem, adică de la suma muchilor și vom scrie formula SM egal cu 6 ori L, SM egal cu 24, din astea două rezultă 6 ori L egal cu 24, rezultă L egal cu 24 supra 6, adică L este egal cu 4 cm. Și am aflat faptul că latura tetraedrului este egală cu 4 cm. Raza bazei este egală cu L radical din 3 pe 3, 4 radical din 3 pe 3 cm, apotema bazei L radical din 3 pe 6, 4 radical din 3 pe 6, putem simplifica 4 cu 6 printr-un 2 și ne va da 2 radical din 3 pe 3 cm. Apotema tetraedrului L radical din 3 pe 2 egală cu 4 radical din 3 pe 2, simplificăm 4 cu 2 și ne dă 2 radical din 3 cm. Area laterală este egală cu 3L la a doua radical din 3 pe 4, adică 3 ori 4 la a doua radical din 3 pe 4, 3 ori 16 radical din 3 pe 4, simplificăm 16 cu 4, ne rămâne 4 sus și va fi 12 radical din 3 cm pătrați. Area totală este egală cu L la a doua radical din 3, 4 la a doua radical din 3, adică 16 radical din 3 cm pătrați, iar volumul este egal cu L la a treia radical din 2, tot supra 12, 4 la a treia radical din 2 pe 12, 64 radical din 2 pe 12, 64 se simplifică printr-un 2 cu 12 și ne va da 32 și 6, mai merge printr-un 2 și vine 16 și 3. Deci va fi egal cu 16 radical din 2, totul supra 3 cm cubi. Aceasta a fost lecția de astăzi. Nu uitați să dați un like și un subscribe. Ne vedem data viitoare!